Vlad, bine ai venit, o primă impresie odată cu sosirea pe tărâmul leilor aici la Craiova, în familia noastră. Am rămas impresionat foarte bine, din cauza și la bază, aveți o bază foarte frumoasă, o bine organizată, se vede că patronul are mari așteptări de la echipă, așa și fanii, își iubesc clubul, este un club de mare istorie și sper să avem succese mari. Pentru că vorbim de istorie, de cine ai auzit în istoria acestui club? De Ilie Balaci, care a fost un mare jucător și a jucat mulți ani la Craiova. Un jucător de creație, un jucător căruia îi plăcea foarte mult golul. Tu ești un vârf veritabil? Nu știu, o să arăt în teren. Nu vreau să spun cuvinte în afara terenului, vreau doar să arăt prin fapte în teren. Spune-mi principalul motiv pentru care ai ales să semnezi cu FCU Craiova. În primul rând că este un club cu mare istorie și e susținut de mulți fani, ceea ce e important în fotbal, să fii susținut. Pentru asta și joci, pentru fani. Și am văzut o perspectivă, o oportunitate mai mare și mi s-a părut o idee foarte bună. Ai venit din Italia, de la Pescara, o echipă care a jucat în Serie B, apoi în Serie C, tu ai și debutat, ai jucat mai mult la Primavera la această echipă, dar în același timp ai reușit să faci și pasul către reprezentativa de tineret a Moldovei. Da, din păcate nu prea mi s-au oferit multe șanse la Pescara, la seniori, dar asta a fost alegerea lor. Am fost și am reprezentat echipa tineretului de Under 21 la Moldova, am reușit să dau și eu 3 goluri în 6 partide, deci am și scos un rezultat foarte bun pentru acest an, pentru această campanie și am rămas nu satisfăcut până la urmă, că nu ne-am calificat mai departe, dar am luat totuși locul 3 din grupă. Spune-mi primii pași în fotbal, pentru că știm, ai jucat și în România junior, dar mai înainte? Am început să joc în Cehia, primele mele antrenamente au fost în Cehia, la echipa Slavia Praha. Acolo am stat 4 ani, timp de 4 ani m-am antrenat, după aia am revenit la Moldova cu familia, am jucat 3 ani acolo, după aia am văzut că nu prea este viitor în fotbal în Moldova și am decis să vin în România, unde am văzut o oportunitate mai mare. Și am ajuns la Regal Sport 2 ani, după aia un an la Rapid și de la Rapid am ajuns în Italia, la Pescara. Pentru că vorbești de Rapid, știi că următoarea partidă va fi împotriva Rapidului. Ce ar însemna, nu știu, ok, bă, acum mai greu, dar în perspectivă să marchezi împotriva lor, pentru că dacă pleci de la Rapid, înseamnă că poate nici se oferă suficiente șanse pentru a demonstra că meriți să fii la prima echipă. Bine, a fost o coincidență sau nu, nu știm, dar îmi pare bine că va fi cu Rapid. Aștept, poate dacă mi s-ar oferi o șansă să joc, aș da totul pe teren, fiindcă așa sunt învățat. Și dacă o să fie să marchez, o să mă bucur. Știu că ești antrenat la reprezentativa de tineri de Ștefan Stoica, un tehnician pe care noi îl cunoaștem din fotbalul de la noi. Ai vorbit despre ceea ce te va aștepta aici cu el? Ți-a dat sfaturi? Nu m-a sunat încă, dar a aflat printre primele persoane că voi veni la Craiova. Și bine, și înainte de asta, când ne vedeam la lotul Moldovei, ne dădea sfaturi, vorbeam, avem un raport foarte frumos cu el, cu tot stafful de acolo și adică vorbim deschis, nu avem niciun secret. Îți fixezi de obicei un obiectiv personal înaintea unui sezon? De obicei, da. Nu pot să spun cifrele concrete, că ar fi absurd, nu știm ce va fi mâine sau poimâine, dar să spunem așa, plus minus aproximativ o cifră anumită de goluri, fiindcă să ajute echipa, bine, nu doar goluri, dar și pase decisive, tot ajută la echipă și să fac un joc foarte bun, adică o să fac totul ca să ajute echipa. Știi că ai o misiune dificilă, să reușești să îl înlocuiești pe Andrea Companio.
era golgheturul acestei echipe, a semnat cu FCSB. E o presiune sau o motivație în momentul în care știi că trebuie să ții locul unui golgheter al echipei respective? E o motivație mai mult. Ca să demonstrezi patronului, echipei, fanilor că nu degeaba ai venit sau te-au luat. E o motivație, întotdeauna va fi o motivație. Da, și presiunea este. Dar presiunea te face să, nu știu, să nu mai gândești limpede. Motivația te face să gândești limpede, să tragi de tine la orice antrenament, orice minut din meci, fie că e primul minut sau fie că e 99. Întotdeauna să dai totul din tine. Moștenești această pasiune pentru fotbal, pentru sport? O am de la tata, a făcut și el puțin fotbal, dar nu a ajuns la... Antrenor și el. Dar acum, da, e antrenor la Naționala Feminină de Moldova. Cam atât. Un mesaj pentru suporterii noștri? Aș dori să-i văd în număr cât mai mare la meciuri, mai ales de acasă și în deplasare, desigur, dar ei ar trebui să știe că noi jucăm pentru ei și pentru ei, pentru plăcerea lor.